că tot vine perioada caldă anului, tot mai mulți specialiști ne recomandă să consumăm o anumită cantitate de apă. Pe lângă faptul că ne hidratează organismul, aceasta mai ajută și la dezvoltarea sistemului imunitar. Dar totuși, când și cât trebuie să consumăm? Ce se întâmplă în organism atunci când bem apă în exces? Despre acestea discutăm astăzi cu Elena Popescu, specialist în educație alimentară. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Apa atât de necesară organismului, dar totuși aș vrea să începem cu o introducere așa mai motivantă despre importanța apei în viața omului, apei pe care o consumăm. Apa are un rol foarte important în viața omului, nu doar la nivelul hidratării, atât cât știm noi, dar apa dictează nivelul colesterolului în corpul nostru, tensiunea arterială, și dincolo de asta, propriu-zis, imunitatea, pentru că ea ajută la circulația sistemului limfatic. Noi avem două sisteme circulatoare în corpul nostru. Este vorba despre sistemul sanguin, sângele, despre care toată lumea cumva cunoaște. Despre sistemul limfatic se vorbește mai puțin, dar el are un rol foarte important. Practic 75% din lichidul din corpul nostru îl constituie limfa. Și noi nu prea vorbim despre asta. De aceea, tocmai pentru ca să avem circulație limfatică bună, este important să consumăm apa. Deci apa practic intră dincolo de faptul că e în toate organele noastre, creierule, 75% apă, ne ajută și să funcționăm bine. Totodată, organismul uman se pare că are, hai să-l numim așa, un indicator care de fiecare dată semnalizează că trebuie să bem apă. Se mai numește și setea. Dar, voi specialiștii, ce spuneți? Cum ne dăm seama că e timpul să ne hidratăm, chiar dacă nu știu, putem să fim ocupați și nu prea avem timp să ne gândim la sete? Se spune că în momentul în care simțim setea, deja corpul este deshidratat destul de mult, așa că cel mai indicat, mă rog, pe cât reușim deja, dar cel mai indicat este ca să avem o sticlă, o cană cu apă lângă noi și din când în când să bem câte o gură. Asta e la modul ideal. Dar, la modul practic, cumva să ne străduim, am făcut ceva sarcini la job sau suntem acasă, mergem, bem jumătate de cană de apă. Deci important este să nu bem o cantitate mare odată, că atunci degeaba o bem, ea nu se absorbe în corp. O să vorbim și despre calitatea apei, dar acum mai stăm un pic la cantitate. Ce se întâmplă cu organismul dacă omul consumă în exces apă? Nu știu. Nu s-au înregistrat, da, nu s-au înregistrat până acum intoxicații cu apă, doar în momentul în care noi bem o cantitate mare de apă odată, atunci, da, putem să simțim un disconfort chiar aici la nivelul stomacului, pentru că e o cantitate foarte mare odată. Dar dacă noi dozăm această cantitate pe parcursul zilei, nu e absolut nicio problemă. În detoxuri, apropo, se trece și peste 4 litri tocmai pentru a scoate toxinele. Dar asta e în detox. În mod evident zilnic, atunci bem mai puțin. Se recomandă, formula ideală, cumva, este 33-35 de mililitri de apă, sau numărul 35 îl înmulțim cu numărul de kilograme. Și astfel aflăm cantitatea de apă necesară omului. Acum trecem și la calitatea apei. Din popor se mai spune că apa fiartă e cea mai bună pentru că o fiert și acolo muri toți microbii. Mai e mai este așa o practică de a lăsa apa să se odihnească și abia după ce a stat să o bei. Ce zic specialiștii? Nu. Apa fiartă este apă moartă. Acolo, împreună cu tot ce credem noi că distrugem, distrugem și mineralele care... pe care corpul nostru le vrea până la urmă din apă și are nevoie de ele. Cea mai bună apă este cea filtrată sau cel puțin, hai să zicem, dacă nu avem posibilitatea să cărăm după noi apa filtrată, să fie în sticlă din sticlă. Cea îmbuteliată, la o necesitate, clar că o folosim și pe ea, îmbuteliată am în vedere în sticla de plastic, dar... să fim atenți în momentul în care o luăm de pe raft să nu aibă acele bule în interior.
Da. Wow, asta chiar e o lecție importantă, dacă îmi permiți să o repet. Deci, atunci când cumpărați apă în sticle din plastic, dacă observați niște bule de aer în interior, în interiorul apei, chiar aceasta este o apă pe care trebuie să o evitați. O evităm, pentru că asta înseamnă că acea sticlă a stat mai mult timp la cald și efectiv plasticul când stă la cald, da, că ele stau acolo... Asta e, ele stau acolo depozitate pe undeva și nu e permanent o temperatură necesară a acelui plastic. De aceea el stă la cald și atunci intră în reacție și... Iată cum. Doamna Popescu, vreau să vă întreb și despre momentul când trebuie să ne hidratăm. Cum înțelegem, adică ce semne ne dă organismul când este deshidratat, dar noi nu știu de ce nu simțim setea. Cineva îmi spunea că culoarea urinei se devine mai închisă. Care mai sunt? Ce semne mai sunt? Păi, în primul rând, noi simțim gâtul uscat și avem starea asta că vrem tot să înghițim. Asta e o primă fază până a vedea culoarea urinei. Dincolo de asta, putem să vedem pe piele. Dacă pielea ajunge să fie uscată, e clar un nivel de deshidratare. Buzele, la fel. Buzele uscate, la fel, reprezintă un nivel de deshidratare. Cam astea sunt cele evidente. Și încă o întrebare despre apa consumată înainte de masă sau după masă. Mulți zic că înainte de masă nu, că diluiezi acidul gastric, nu știu ce, alții zic că nu, după. Când se bea apă? Sau în timpul mesii? Când e mai bine să bem apă? Bem apă, în primul rând, de dimineață, când ne trezim. Este important să bem apă pe stomacul gol, pentru că ea de dimineață spală la propriu și la figurat intestinele. Așa. Dincolo de asta și ne trezește prima apă, da? Pentru că ajunge la creier, creierul totuși e constituit din apă și ajunge doza necesară și atunci și se creează starea asta că noi ne trezim. Pe urmă, pe parcursul zilei deja ne împărțim doza noastră necesară, cantitatea necesară de apă. Eu recomand înainte de masă să bem apă. Nu se diluează nimic, din contra, ajutăm stomacul să producă acel mucus necesar în cadrul digestiei, pentru că în digestie se folosesc 8 litri de apă. Apă pe care noi o avem în corpul nostru. Corpul știe foarte bine cum să o utilizeze. De aceea bem apă, nu o cantitate foarte mare, că atunci ne imaginăm stomacul nostru este ca un balon și în momentul în care balonul este foarte umflat, el nu prea e maleabil. Da? Dacă noi bem multă apă și mai venim și cu mâncare după, la nivelul digestiei vom avea un disconfort. De aceea bem o cană cu apă, să zicem, cu vreo 10 minute înainte de masă. În timpul mesei nu e de dorit, dar nu se întâmplă mare tragedie dacă bem câte o înghițitură. Am terminat de mâncat, am mai băut o cantitate mică de apă. 2 ore după masa principală nu mai bem apă ca să nu mai întrerupem digestia. Pentru că ce se întâmplă? Noi avem între esofag și stomac, este mușchiul acesta, da, care se închide în momentul în care noi am terminat de mâncat și stomacul își începe fărâmițarea alimentelor. Și dacă noi bem apă după ce s-a început digestia, tot acel proces se oprește. Sfincterul acesta esofagean, da, practic stomacul se deschide cum ar veni și trebuie să vină apa. Creierul percepe că tu îi mai dai de mâncare. Se deschide, ori acolo are loc fărâmițarea asta alimentelor. Și respectiv oamenii zic că îmi vine mâncarea înapoi sau am reflux gastric. Ah, iată cum. Vai, câte informații noi aflu. Acum vreau să vă întreb despre hidratare în general. Mulți zic că eu am băut suc sau am băut chefir sau nu știu ce am mai băut acolo. Totuși, până la urmă, cel mai eficient, organismul se hidratează cu apa curată, plată, filtrată, cum am zis noi, sau trebuie neapărat, sau orice lichid ar putea să-l hidrateze. Lichidele hidratează, dar nu în egală măsură. Adică dacă am alege că beau lichid sau beau apă ca să mă hidratez, clar aleg apa. Pentru că lichidul acela vine și cu o forță pentru digestie. 2 tone de zahăr, de multe ori. Da, respectiv chiar și apa cu lămâie. Lămâie aceea tot cere niște enzime. Deci e un efort cumva în plus de la pancreas. Da, te rog. Da, și aș vrea să... o ultimă întrebare. Găsim pe rafturile din magazin
două tipuri de apă, plată și carbogazoasă. Care e diferența dintre ele și care este mai bună pentru sănătate? Mulți zic că asta carbogazoasă, alții zic că nu, că asta plată. Cea carbogazoasă, normal că vine cu acele gaze și atunci ea nu prea hidratează, din contra, deshidratează. Deci aceste gaze au ceva vreun efect benefic asupra organismului sau asta e doar o mișcare de marketing? Așa? Bine, în anumite situații, ca să nu zicem că sunt total nocive, da? În anumite situații oamenii într-adevăr le folosesc, mai ales femeile însărcinate în perioada de toxicoză, da, le face bine, dar referindu-ne strict la hidratare, atunci ele nu hidratează. Mm-hmm. Deci apa carbogazoasă nu e binevenită pentru hidratare. Clar ne ducem la apa plată. Totodată, în perioadele de disconfort abdominal, la fel, apa aceasta carbogazoasă se zice că aduce ea niște beneficii pentru că ajută practic stomacul ca să-și pornească digestia mai ușor, că e un blocaj acolo. Dar ceea ce mai voiam să zic pentru hidratare este să avem grijă, foarte multe persoane care au tensiune zic că nu consumă apă pentru că din contra crește tensiunea. Păi tensiunea ajunge să crească tocmai pentru că n-ai consumat apă, deoarece se îngustează vasele sanguine. Doamna Popescu, odată cu telespectatorii învăț și eu foarte multe lucruri noi, mai ales astăzi și mai ales despre hidratare. Noi vă mulțumim pentru toată informația oferită, vă mai așteptăm la noi cu mare drag. Cu mare drag din partea mea. Noi, prieteni, luăm o scurtă pauză de publicitate pentru a ne hidrata, iar după revenim.